video. Așa se numește ceea ce facem noi astăzi. Bun. Tocmai am venit de la antrenament. Astăzi am desfășurat 10 ture de teren în fața blocului. Și şi... pentru că precis doi dintre voi mi-a spus câteva întrebări, o să încerc să rezum un pic ceea ce puteți face și voi. Bun. În primul și în primul rând, ceea ce am vrut să trezesc în aceste videouri este conștientizarea. Conștientizarea vine din educație. Adică atunci când ai primit ceva educație, conștientizezi că ceva ar trebui schimbat. Deja această întrebare care ți-ai pus-o tu ca individ, dacă ar trebui să schimbi ceva, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Ce înseamnă asta? Există mai multe persoane. O să mă iau exemplu pe mine. Mie mi-a plăcut foarte mult să alerg de mic. Ce înseamnă? Nu vă gândiți după femei. După femei am alergat mai târziu. Dar de mic îmi plăcea să alerg. Obișnuiam să alerg la Brașov. Știți foarte bine că sunt brașovean. Obișnuiam să alerg de la Patria spre Dâmbu -Mori. După aceea am început să alerg pe drumul de Poiană, 6 km du 6 întors, când făceam antrenamente puternice. Însă, ce mi-am dat seama mai târziu este că să alergi pe teren accidentat sau în pantă sau în coborâre îți va forța foarte mult meniscurile. În timp vor apărea dureri. Deci toate aceste ligamente sunt extenuate la maximum. Nu te vor nu o să ai repercusiuni grave, o să zicem, asupra mușchilor sau asupra oaselor. Dar ligamentele sunt cele care vor suferi în această deplasare, în această mișcare repetitivă. De aceea, eu astăzi alerg pe un teren cu zgură, cu pantofi, cu mozi, pantofi, niște baschet, nici nu știu cum să le zic, înțelegeți voi. Toate acestea sunt pentru a nu distruge, nu a cauza o să zicem probleme fără motiv. Voi vreți să faceți un pic de mișcare, sunteți sedentar. v-ați dat seama că prin activitățile pe care îl desfășurați, ori sunteți șofer, ori aveți activități de birouri, ar trebui să schimbați ceva. Eu nu pot să vă spun uite, fă asta sau fă asta, sau să fac un plan de antrenament, pentru că nu sunt instructor. Trebuie pus foarte, foarte mare accent pe ceea ce faceți, nu neapărat poate să fie bun pentru corpul vostru, ceea ce faceți ar putea să fie prost și să cauzați anumite uh, probleme grave. Exemplu, un coleg de-al meu, nevastă s-a a văzut că lumea a început să facă aerobic și s-a apucat și ea să facă aerobic și a distrus o vertebră. Nu știu ce mișcare a făcut și nu a făcut-o bine. Bun. Acum, cel mai bine și cel mai bine, mergeți la o sală și vă luați un antrenor personal, nu costă mult, și discutați problemele pe care le aveți dumneavoastră cu el. Asta ce înseamnă? El o să vă întrebe care este obiectivul pentru care vreți să vă antrenați. Pentru că întotdeauna există un obiectiv. Ori Vrei să slăbești, ori nu te simți în formă, ori respir greu, ori vrei siluetă, ori vrei biceps, ori ceva. Înțelegi ceva vrei? Toate astea trebuie discutate cu un profesionist. De ce profesionist? Pentru că doar el poate să-ți facă un program de antrenamente. Deci, asta în ceea ce te privește pe tine ca individ care conștientizezi. Clar. Acum o să vă spun care sunt obiectivele mele. Obiectivele mele sunt de a recăpăta forță și a mi antrena inima. Ce înseamnă asta? Înseamnă că picioarele mele care au avut de suferit, care trageau cărucioare, care la un moment dat în mușchi am primit o lovitură în piciorul stâng, mi-a trebuit mult să mă repar, mi-a trebuit mult să-mi repar picioarele, Uh, și astăzi, dacă nu fac sport, dacă nu fac sport, durerea revine. Nu am reușit să înving, o să zicem, total traumele care se datorează statului în scaun, lipsa activităților sportive și acelei lovituri care am primit-o în picioare. Deci, deși mușchiul este mare, este slab. Mușchiul nu are putere. Și a doua am zis inima, da, inima pentru că prin alergat, prin alergat, încep ușor. Încep ușor, eu fac doar alergări de anvergură, deci în timp. Deci nu am altceva în scop decât acele 8 ture să-mi puizez energia pe ultima tură, să bag maxim, atunci inima lucrează, bum, 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 acel mușchi, acel mușchi al inimii care tu când stai în scaun nu se antrenează să depune grăsime pe el. Eu inima, bum, 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 acel motor țin să îl am antrenat pentru că ea este cea care ne propulsează, ea este cea care îți dă forța, ea... Deci, trebuie spus că totul în organismul uman ține de chimie. Nu este nimic altceva decât chimie. Atunci când te doare ceva, există un dezechilibru chimic în organismul tău. Nu este nimic altceva. Deci, acele substanțe negative care se depun, da? o să luăm grăsimile, o să luăm zahăr, o să luăm alcool, toate acele substanțe acționează chimic în interiorul tău. Când se ivește dezechilibru, apare boala. Asta este. Că e cancer, că se numește cum vreți voi, este un dezechilibru la nivelul celulelor. Așadar, cu cât încerci să mănânci sănătos, cu cât încerci să faci un pic de sport, cu cât încerci să fii odihnit, corpul tău se va păstra mai mult sau mai puțin cu o sănătate. Vei avea mai mult sau mai puțin o sănătate relativă. Deci, prin alergare, se oxigenează foarte, foarte. Uh, uh, multe organe. Un foarte mare. Uh, un organ care are nevoie de foarte, foarte mult oxigen este creierul. Deci, și dacă tu desfășori activități de birou, să zicem, într-un spațiu închis, sau de șofer care este, stai într-o cabină, să știi că acel creier are nevoie să se oxigeneze. Prin sport îl oxigenezi. Deci îi aduci o foarte mare cantitate de uh, oxigen și celulele au nevoie de oxigen. Deci tot ce e uman are nevoie de oxigen prin sport. Deci acum, după ce am fugit 8 kilometri, capul este limpede. Durerile de cap au dispărut. Senzația de oboseală din cap a dispărut. Ești un nou om. Deci urmează un duș, un bărbierit și încep ziua. Cam asta am vrut să vă zic în vlogul de azi tot apar mesaje pe telefon și sper să se fi filmat ceva, însă fixați-vă un obiectiv, căutați un antrenor personal, discutați cu el, uite ce părere ai, asta mi-e vârsta, astea sunt problemele, mă doare asta, îmi este contraindicat chestia asta, Și aș putea ca eu prin mișcare să să fiu mai bine. Să fiu mai bine, că asta este obiectivul, v-am zis. Deci, obiectivul meu este să câștig forța și să-mi antrenez inima. Nu este bodybuilding. Eu sunt conștient. Conștientizez și vârsta, conștientizez că borta nu mă deranjează. Hai să fim sinceri. Nu mă deranjează. Dar mă deranjează să mă doară picioarele, mă deranjează să gâfui, mă deranjează să nu pot să susțin o activitate fizică. Deci asta devine un handicap Așadar, eu nu vreau să trec spre handicap, vreau să trec spre întărire. Atâta timp cât ești în putere, ești pe picioarele tale și mergi, este ok. Este ok. Deci, astea sunt obiectivele mele. Nu am cum să am obiectivele voastre. Deci, voi trebuie să vedeți obiectivele pe care vi le fixați, ceea ce vreți voi cu voi și nu uitați un singur lucru. Calea ușoară nu aduce progres. Deci, dacă aș fi fugit trei ore de stadion, n-ar fi progres. Colegul meu este mai în vârstă decât mine, cu vreo 3 sau 4 ani, este un coleg polonez, se întâlnează pentru jumătatea maratonului, care va fi la Stockholm, fuge 10 km timp de 4-5 zile pe săptămână. Și a zis, nu se mulțumi de mine, o să cresc la 15. Pe lângă asta face 20 de km dus, 20 de km întors pe bicicletă la servici. Este șofer. Este un exemplu pentru mine. Modul în care a trecut, a devenit vegetarian, te pe fața lui, nu vezi o zbârcitură, nu vezi o cearcă, nu vezi nimic. Forță, dacă dai mâna cu el, ți-a rupt-o. Înțelegi? Deci, am și modele. Am și eu, o să zicem, nu iau absolut totul. Sunt băieți care acum se antrenează, de exemplu, își fac acele băi reci, își bagă sticle cu gheață. Nu. Eu nu iau absolut tot ce văd la alții. Iau lucrurile care mă gândesc că mi-ar fi bune mie și le adaptez la mine. Deci eu găsesc că trebuie să fii simbioză cu natura. Dacă acum este cald, te antrenezi în apa în care este. Nu să caut gheața să o pun în, în vară. Nu. O să profit de un timpul care l-am acum. Eu așa gândesc. Alții, v-am zis, își bagă sticle la frigider, vin cu câte 50-60 de sticle de gheață, o bagă într-un butoi, se bagă acolo, alții își bagă gheață. Ok. Eu găsesc că apa rece, care este astăzi, avem 11 grade în mare, acționează tot la fel de bine ca o apă la 0 grade asupra musculaturii. Deci, o de contracție totală. Deci, vii contractat, ai intrat în apă rece, ai ieșit la căldură, mușchiul se contractă, se dilată, se contractă, se dilată, este același efect. E doar în cap. E doar în cap ceea ce vrei. Ei vor să fie super total. Nu. Eu nu sunt deosebit. Știu că temperaturile vom ajunge în toamnă, o să scadă încet, progresiv, ne ajută și natura, câteodată mai plouă, scade mai mult. Dacă merg în fiecare zi, suport mult mai bine scăderile de temperatură, deci ales ce e mai bun pentru voi. Eu asta pot să vă zic. Eu o să continui să mă antrenez, o să continui să vă arăt din antrenamente, o să am și un pic de vacanță, dar mă rog, o să fie ok până la urmă, de antrenat tot o să mă antrenez și să sperăm că ne menținem în forță. Până pe data viitoare, ciao!